Cristo s-a înviat. Ion, Gheorghe și Maria, cei mai mulți din România. Așa se întâmpla până când încet, încet, Andrei și Matei vin așa pâș-pâș în spatele lui Gheorghe ca să-i înlocuiască numele. Iubiți credincioși, iată că astăzi este mare bucurie că sărbătoarea Sfântului Mare Ucenic Gheorghe a picat după Paști, cu o rânduială, așa cum se cuvine, cu o bucurie că am întâmpinat sărbătoarea Paștelui, cu cântările care ne vorbesc despre lumina învierii, despre faptul că a răsărit primăvara. La anul vom săvârși această sărbătoare cu o săptămână înainte de Paști. Va fi o slujbă cu totul deosebită, una puțin mai cernită, dar nu disimula cernită, ci pur și simplu pentru a înțelege mai bine perioada în care ne vom afla, pentru că Paștele la anul va fi pe 1 mai. Va fi o bucurie de mai multe feluri, se vor amesteca atunci fumul din cădelniță cu fumul de la grătare, mă rog, vom vedea atunci ce va fi. Important este că astăzi m-am gândit să vă spun câte ceva despre Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și legătura lui cu noi, cu România, cu românii, și de ce purtăm noi așa de mult și de des, coincidență deosebită, numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, după cum știți din iconografie, este înfățișat ca un tânăr fără barbă. Barba spune ceva despre vârstă, despre altceva. Un tânăr fără barbă, adică un tânăr îmbrăcat în veșminte de armată romană, călare pe un cal și cu o suliță în mână și înfigând sulița într-unul din cele 3 sau 5 sau 7 capete ale balaurului care se află sub calul pe care îl călărește Sfântul. Poate că veți spune că e vorba de vreun balaur din basmul românesc, poate veți considera că cine știe ce s-a întâmplat. Nu, este un fapt real pe care tradiția l-a păstrat. Sfântul este originar din Capadocia, deci din Asia Mică, tot în secolul 3, sfârșitul secolului 3, începutul secolului 4, a săvârșit moarte martirică în timpul împăraților Dioclețian și Maximilian, deci prin jurul anului 304, oarecum contemporan cu Sfântul Ierarh Nicolae, foarte drag nouă și cunoscut nouă, dar acest sfânt, printre multele fapte de vitejie pentru Hristos, se știe despre el că în apa de lângă cetatea Capadociei se afla un balaur. Acum puteți să-l numiți oricum. Dacă sunteți specialiști în oceanografie, puteți să-l numiți un genitor, puteți să-l numiți un pește mare, mare de tot. Mă rog, cum vreți să-l numiți. Important este că după unii avea mai multe capete, acum și teama cu care te uiți la ceva poate să-ți dubleze sau tripleze, de fapt să hiperbolizeze situația respectivului animal. Dacă nu-l cunoști cu atâta mai mult, imaginația ți-l zugrăvește într-un fel. Cert este că lumea era înspăimântată pentru că făcea multe pagube și lua multe vieți omenești. Și ca să se îmblânzească chipurile, așa era și moda atunci în secolul IV, se aduceau jertfe sângeroase. Câte o copilă, câte o fecioară, o dată pe an era încredințată acestui balaur. Și se spune că odată Sfântul trecea pe acolo călare și a văzut victima, fetița chiar a mai marelui cetății, care nu s-a dat înapoi să jertfească și el din familia lui, că-i venise rândul, fetița aceea se apropia să fie dată respectivului balaur și se spune că a venit Sfântul până în cetate și mergea în spatele fetiței acel balaur și când a intrat în cetate, Sfântul le-a arătat tuturor că de acum trebuie să mai teamă de nimic și a omorât acel balaur.
De la această tradiție pe care ne-o consemnează Biserica, s-au desfășurat așa, ca într-o setcă, să fim tot în zona pescuitului, foarte multe alte tradiții, de genul că toate apele curgătoare îl au pe Sfântul Mare Ucenic Gheorghe Ocrotitor. Și încă din secolul 5-6, în vechiul Cairo, pe malul Nilului, era ținut cu mare cinste Sfântul Mucenic Gheorghe, ca cel care îmblânzea apele și peștii din Nil. Noi n-am rămas mai prejos și încă după în secolul 9-10 l-am considerat pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe foarte aproape de noi. Chiar după cum știți de la geografie, când erați mai mici, ați învățat că unul dintre brațele de vărsare ale Dunării se numește Sfântul Gheorghe. Tocmai pentru acest lucru este, pentru că orice vărsare de apă mare îl are pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Ocrotitor. Și aici la noi s-au țesut tot felul de, aș zice, povești pescărești, ca să dăm puțin o notă danubiană expunerii, dar pioșenia românească, să știți că a împletit multe tradiții vis-a-vis de multe fapte pe care Sfântul Mucenic Gheorghe le-ar fi săvârșit la vărsarea Dunării. Multe minuni și au scăpat oameni din diverse vârtejuri și din tot felul de lucruri specifice vărsării Dunării. Dar încet, încet, când ne apropiem de secolul 15-16, Sfântul Gheorghe deja se instalează la noi în țară și mai ales cu ocazia înscăunării Sfântului Voievod Ștefan, atunci Sfântul Voievod, după prima luptă pe care a câștigat-o împotriva turcilor, a poruncit ca steagul de luptă al armatei moldovene să-l aibă zugrăvit, să-l aibă țesut în fir de aur pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, omorând balaurul. Omorârea aceasta a balaurului, să știți că dincolo de realitatea care s-a întâmplat la apa Capadociei, la scurgerea Nilului sau la plisura Dunării, este un fapt real, dar peste el s-a țesut și acest fapt simbolic, lupta binelui cu răul, lupta care întotdeauna aduce câștig de cauză binelui. Biserici foarte multe în timpul lui Ștefan cel Mare și Sfânt au purtat hramul și-l poartă și astăzi al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Acum nu știu dumneavoastră dacă ați ști așa la un test fulger despre Voroneț. Primul lucru mi-a spune că e pictat în albastru, al doilea, să zicem așa, că ar fi pe lângă Mănăstirea Humor, câteva lucruri, dar hramul este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Dacă aș pune întrebarea aceasta pe la seminar, cu siguranță că mai puțin de jumătate ar putea răspunde. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe are însă nu numai în Moldova o ținere deosebită. Dacă o luăm cu kilometrul zero al capitalei, Sfântul Mucenic Gheorghe are o biserică ce se numește, înfrățit cu a noastră, Sfântul Gheorghe Vechi. Această biserică este construită de Brâncoveanu și are hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Acolo își duce somnul de veci martirul, Sfântul Martir Brâncoveanu, cu toți cei care au fost martirizați împreună cu el. Apoi, la vreo 300 de metri, este altă biserică, Sfântul Gheorghe Nou, și încet, încet se desface așa în fața noastră o rețea de biserici care poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Dar să vedem totuși pentru români ce înseamnă Gheorghe. Fiecare nume își are totuși și o anumită latură filologică. Gheorgos, în termenii grecești din care este luat, înseamnă
lucrător al pământului. Eu e pământ și eu urgos lucrător. Pentru români, bineînțeles că este și ohrotitorul agricultorilor, pentru că Gheorghe înseamnă lucrător de pământ, adică agricultor. Mi-aduc aminte, prin anul 2 de seminar, aveam la limba greacă clasică o lectură care se numea foarte frumos, Gheorghos Kepedes Aftu, lucrătorul de pământ sau agricultorul și copiii săi. Și se spunea în această mică novelă că un tată lucrător de pământ avea 3 băieți. Acum, cu siguranță că mama va fi fost soacra cu 3 nurori, dar până să se întâmple cu nurorile, acești 3 băieți au primit toată educația de la tată, dar ei începuseră să se cam uite să câștige mai mult și mai repede. Parcă ar fi în un secolul 4, parcă ar fi acum popa la noi. Ce lasă-mă, tată, cu bacul, eu am treabă, vreau să câștig bani. Ei, când i-a văzut tatăl că fiii încep să se uite mai mult după bani decât după sapă, și-a zis în mintea lui să le dau o lecție. Și s-a dat rănit, adică s-a îmbolnăvit, închipuit și le-a spus, măi copii, să știți că eu păstrez o mare taină și acum că sunt pe ceasurile de ducă, vă pot spune, în grădina noastră, la vreo 20-30 de centimetri, la suprafața pământului, deci, se află o comoară foarte importantă. Bineînțeles că n-a apucat să zică mai multe, pentru că i-au și trântit ușa în spate și copiii au pus mâna pe sape. Păi, și-au săpat, au săpat, nu la adâncime, exact cum ne-a zis tata. Coincidea cu o vreme frumoasă ca acum. În spatele lor a venit o ploaie și încet, încet, a început grădina să arate altfel. Azi așa, mâine așa, n-au îndrăzit să-i spună lui taicăsul că n-au găsit până atunci nimic, au săpat de câteva ori, au crezut că trebuie să mărunțească mai bine. Între timp, tatăl și-a dat obștescul sfârșit și după ce și-au îngropat părintele, și-au dat seama că, de fapt, comoara era pământul și mai ales lucrarea pământului. Așa se va fi întâmplat și în inimile strămoșilor noștri care au ținut foarte mult la Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și au dat foarte mult numele acestuia să fie purtat de către copiii pe care părinților îi așteptau să aibă răbdare să câștige atât cât trebuie și atunci când trebuie. Vorbeam puțin cu nostalgie că Sfântul Mare Mucenic Gheorghe încet, încet rămâne în urmă, pentru că este o realitate. Trebuie să îl reașezăm pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe între noi. Parcă ne-am depărtat puțin. Mă uitam chiar acum în cărțile noastre de cult, pe care vă mărturisesc că mi este foarte greu să le citesc. Eu am fost educat încă din 82 cu anumită terminologie și acum s-a inventat, cum să spun așa, apa caldă și mersul pe jos și s-au inversat niște termeni, cred că până la urmă eu personal voi renunța la... Nu pot să mă rog după aceste cărți. E adevărat că ele sunt foarte apropiate de un anumit înțeles filologic, o anumită traducere este mult îmbunătățită, dar duhul unde este? Aș prefera să mă rog în grecește. Eu personal pentru mine, decât să citesc niște cuvinte care fac parte dintr-o limbă nouă. Limba română a avut o evoluție și a primit niște neologisme care acum pe mine, unul personal, nu mă mai ating cu nimic. Am închis paranteza și vă spuneam că mă uitam în cărțile de cult și am văzut, fraților, că în sinaxar sunt mai multe pete albaste și pete roșii, adică sunt nume de sfinți, n-am nimic, Doamne ferește, teza mea de doctorat chiar se bazează pe sfinții martiri din Dobrogea și așa mai departe. Dar, vedeți, sunt buni, e bine să-i știm, dar să nu-i uităm pe ceilalți. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, de exemplu, mi se pare puțin dat la o parte. Am văzut foarte puține procesiuni cu vreun steag cu Sfântul Gheorghe. Doamne ferește să nu-mi luați nume de rău acum că Sfântul Nectarie este mai la modă sau altfel. Nu, este o realitate. Eu vă vorbesc acum despre tradițiile pe care trebuie să le avem în suflet.
Eu, unul personal, am la suflet pe acest Sfânt Mare Mucenic Gheorghe, pentru că cu ocazia Sfântului am învățat foarte mult la limba greacă, pentru că mă atrăgea filologic de unde vine câte un cuvânt. Această poveste m-a cucerit încă de când aveam 18 ani și o citeam prima dată cu copiii agricultorului și aș vrea ca Sfântul Mare Mucenic Gheorghe să nu fie considerat de către noi un sfânt de departe. E foarte bine să ne apropiem de sfinții pe care calendarul nostru îi are în cinstire, dar să nu îi uităm și pe ceilalți. Ce ar însemna ca Sfântul Ierarh Nicolae să se dea acum puțin la o parte, să ne lase loc unui alt hram? Nu, trebuie să le ținem pe toate, dar trebuie să știm că avem o datorie. Să mărturisim, pentru că de fapt tema întregii Evanghelii de astăzi este mărturisirea credinței. Și eu v-am dat o mărturisire despre Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, considerându-mă dator să vă aduc aminte că acest sfânt, cel puțin până la jumătatea secolului trecut, era un sfânt care lăsase nume pentru mai mult de 70% din populația României. Ei bine, încet, încet, numele s-au apropiat și de alte zone, au început să își caute, a fost și o perioadă de degringoladă foarte mare, anii 70-80, când atunci când te duceai la starea civilă, deja ți se și sugera câte o Loredană, câte un Boc, bine, bă, n-am nicio treabă cu numele, dar ca nu cumva să dea prea mult spre biserică. Dar după 90, Andrei este la mare, mare cinste, Matei îl urmează, adică pe românește îi suflă în ceafă, și încet, încet, Nectarie a apărut, deci ușor, ușor se așează lucrurile. Dar vreau ca așezarea asta să nu fie pe grumajul Sfântului Gheorghe, să-l băgăm în pământ de tot. Mărturisirea mea pentru acest mare sfânt mucenic este bazată pe faptul că Mântuitorul vrea să și mărturisim credința. Nu numai să o aplaudăm sau să o privim de departe, ci pur și simplu să mărturisim cu anumite riscuri. Riscul mărturisirii, primejdia mărturisirii este un lucru foarte real, dar trebuie să o spunem, să o spunem cu curaj, să vorbim despre ea, pentru că înainte vreme, pentru o mărturisire, erai chemat în fața judecătorului, trebuia să recunoști și după aceea erai dat la fiare. O să ziceți că au trecut vremurile celea. Nu, n-au trecut. Încercați să faceți vreo mărturisire și să vedeți cum vă cheamă șeful și nu o să vă dea chiar la fiare, o să vă facă și mai rău. O să vă dea în gura colegilor și să vedeți atunci ce fiare ați avut pe lângă dumneavoastră. N-aș vrea să aveți parte de așa tratament. Dar este important să știm că atunci când suntem chemați să dăm mărturisire, să-l avem pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, un aliat în lupta noastră, și așa cum a dus mai departe lupta și a învins nu numai balaurul ăsta cu nu știu câte capete, ci pur și simplu a învins și mărturisirea zeilor păgâni, când a fost chemat în fața împăratului, așa trebuie să învățăm și noi, că dacă vrem să ajungem mai departe, cu ajutorul sfinților putem să o facem. De aceea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, astăzi, într-o zi de după Paști, într-o zi însorită și frumoasă, ne învață și ce este agricultura, și ce este revărsarea de ape multe, și ce este puterea în războaie, și ce este arcul și săgeata, și ce este sulița, dar mai ales ne învață cel mai important lucru. Dacă vrem să câștigăm o luptă, trebuie să o începem. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.